O femeie a fost înjunghiată pentru că a refuzat să deschidă barul pentru un client. Nefericitul eveniment s-a petrecut în localitatea Lăpuș. Un tânăr de 18 ani a luat un cuțit și a aplicat femeii mai multe lovituri în abdomen. Femeia, în vârstă de 41 de ani, a fost internată de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. Având în vedere starea acesteia, a fost transferată la Spitalul din Târgu Mureș. Tânărul a fost internat la Spitalul din Sighetul Mărmației pentru a-i se efectua o expertiză medico-legală. Cu privire la incidentul produs pe raza localității Lăpuș, facem precizarea că tânărul de 18 ani, bănuit de comiterea infracțiunii de tentativă la omor, a fost internat la Spitalul din Sighetul Mărmației în vederea efectuării expertizei neuropsihiatrice. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale continuă cercetările pentru documentarea activității infracționale sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Polițiștii secției 7 Suciu de Sus efectuează cercetări și investigații pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale continuă cercetările pentru documentarea activității infracționale sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Cu mai bine de 2 luni în urmă, relatam despre modul în care în unele comune ale județului Satu Mare, acolo de unde sunt multe persoane plecate la muncă în străinătate, este percepută evoluția noului virus COVID-19. Mai toți primarii intervievați au afirmat că este posibil ca în acest an de factură specială pentru întreaga omenire să scadă considerabil numărul celor care își vor petrece concediul alături de familia din România. Asta și ca urmare a faptului că la instalarea masivă a virusului în țări precum Spania, Italia, Germania, Cehia și așa mai departe, numeroși români s-au întors acasă. Șederea lor în România a fost scurtă. Au plecat iar la muncă, fiind chemați de angajatori. Tot atunci vorbeam despre disperarea justificată a patronilor de restaurante și case de nunți în ceea ce privește anularea unor rezervări. Demersul era și rămâne impus ca urmare a ordonanțelor militare în vigoare, dar și a altor legi adoptate ulterior, în speranța că o să limiteze transmiterea virusului periculos. Organizarea de nunți în luna august a rămas doar o dorință. Oamenii mai sperau că petrecerile planificate din timp pentru luna august, marea lor majoritate, se vor desfășura. Iată că socoteala din acele perioade nu concordă cu realitatea. Virusul face victime și pe mai departe de întreaga lume. Odată cu creșterea de 3-5 ori a numărului de testări, se pare că a crescut proporțional și numărul cazurilor confirmate ca pozitive. Până și această evoluție îngrijorătoare, susținută, alimentată, inclusiv de nerespectarea de către unii români a regulilor de distanțare sanitară și socială, nu-i sperie pe sătmărenii aflați la muncă în diverse țări ale Europei de Vest, în care se pare că evoluția virusului nu este la fel de violentă pe cum în România. Prezumțiile anterioare ale unor primari, potrivit cărora au să scadă numărul celor care se vor întoarce în vacanță în România, au fost infirmate. În mai toate localitățile, mai ales în țara Oașului, au sosit și mai sosesc stranieri. De această dată, nu pentru a participa la anunțile și petrecerile organizate odinioară în august, ci pentru a-și petrece mai mult timp cu membrii de familie, dar și pentru a culege prune. Așa cum am aflat, în numeroase comune din Oaș este recoltă bună de prune. Nunțile au fost amânate, a scăzut numărul altor petreceri cu participare numeroasă, iar pe alocuri, căsătoriile civile sunt la nivelul aproximativ 10%, comparativ cu anii precedenți. Lacătele rămân și pe mai departe pe ușile unor restaurante și case de nunți, spre disperarea celor care nu au din ce să-și asigure banii necesari, plătii salariilor, dar și pentru dările obligatorii față de stat. Majoritatea celor consemnate mai sus rezultă din discuțiile avute cu câțiva primari ai unor comune din care sunt plecați la muncă în străinătate de ordinul sutelor, chiar a miilor de localnici. La nivelul județului Satu Mare, în data de 11 august 2020, se află în carantină la domiciliu 149 de persoane. Până în prezent, în Satu Mare s-au înregistrat 90 de vindecări și 8 decese cauzate de coronavirus. Au fost testate 10.329 de persoane și au fost efectuate 14.833 de teste. În Maramureș s-au înregistrat 332 de vindecări și 37 de decese cauzate de coronavirus, în carantină aflându-se 515 persoane și în izolare 14 persoane. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 63.762 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 30.585 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.756 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.215 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.
acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 613 persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7436. 485 de persoane sunt internate la ATI. În intervalul 10 august 2020-11 august 2020 au fost înregistrate 35 de decese. Până astăzi, 2764 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În contextul creșterii susținute a numărului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, grupul de comunicare strategică atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară, purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor. Rata de conformare față de măsurile de protecție sanitară reprezintă elementul central în gestionarea eficientă a crizei sanitare și în limitarea răspândirii virusului. Punem Maramureșul pe roate, este sloganul echipei PNL Maramureș pentru această campanie electorală. Cei care intră în cursă pentru cele mai importante funcții la nivelul județului sunt Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș, care se va lupta pentru câștigarea funcției de președinte al Consiliului Județean, iar pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare, Mircea Cirț. Am lansat un slogan la nivel județean. Slogan care se numește Punem Maramureșul pe roate. Punem Maramureșul pe roate are mai multe semnificații, pentru că Maramureșul are patru zone, patru țări foarte importante pentru județul Maramureș, care trebuie să lucreze împreună, să se dezvolte împreună, unitar, pentru a avea o dezvoltare sustenabilă pe termen lung a județului Maramureș. Deși avem totul pentru a reuși, frumuseți, resurse naturale, oameni harnici și cinstiți, județul Maramureș a rămas în urmă. A rămas în urma multor județe, atât din Transilvania, cât și din România. Maramureșul astăzi merge din inerție. Nu astăzi, merge de ani de zile din inerție. Cei doi candidați susțin că municipiul și implicit județul Maramureș se dezvoltă din inerție. Acest lucru se datorează oamenilor de afaceri din județ care au reușit să se mobilizeze astfel încât să înființeze locuri de muncă, însă din nefericire, tot mai mulți maramureșeni, în special tinerii, cei care au absolvit liceul, se îndreaptă înspre județele limitrofe pentru a-și continua studiile. Aceștia nu mai sunt atrași să revină acasă neavând nicio oportunitate de a se dezvolta aici din punct de vedere economic. Ceea ce se întâmplă cu tinerii care aleg să meargă la universitate într-un alt oraș, Cluj, București sau în străinătate, șansele de a se întoarce sunt foarte mici. Atâta timp cât noi nu avem locuri de muncă pe care să le oferim pentru specializarea lor, părinții nu au succes în negocierile cu tinerii pentru a-i atrage acasă de bună dreptate. PNL Maramureș a tras în rândul membrilor persoane tinere care își doresc să contribuie la dezvoltarea județului. Liberalul Mircea Cirț a punctat faptul că până în momentul de față a reușit să demonstreze că este un bun manager și cu siguranță va reuși să arate și că este un bun primar. Secretarul de stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru, Ionel Bogdan, a promis că va atrage 1 milion de euro pentru ca Maramureșul să intre în normalitate. Fondurile sunt necesare pentru dezvoltarea domeniului schiabil, finalizarea lucrărilor de la barajul Runcu, precum și dezvoltarea mai multor parcuri industriale. Noi țări reprezintă risc crescut de infectare cu noul coronavirus. Acestea sunt Africa de Sud, Argentina, Armenia, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Capul Verde, Chile, Columbia, Costa Rica, El Salvador, Guinea Ecuatorială, Honduras, insulele Feroe, insulele Turks și Caicos, insulele Virgine ale Statelor Unite, Irak, Israel, Kazahstan, Kârgâzstan, Kosovo, Kuwait, Luxemburg, Macedonia de Nord, Maldive, Moldova, Muntenegru, Oman, Palestina, Panama, Peru, Puerto Rico, Qatar, Republica Dominicană,
Montană, Sint Maarten, SUA, Surinam. Lista a fost stabilită prin hotărârea numărul 36 din 21 iulie 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și intră în vigoare azi la ora 00:00. Astfel, măsura de carantinare se aplică pentru toate persoanele care sosesc dintr-o călătorie internațională din aceste țări care prezintă risc epidemiologic ridicat. Carantina persoanelor se instituie la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități. Carantina se recomandă tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresă. Zilele maghiare Partium vor avea loc în perioada 17-23 august. Organizatorii au considerat important ca o astfel de tradiție veche să nu fie curmată nici în această situație specială incertă. Desigur, nu se va putea organiza în condiții obișnuite. Oferta de spectacole va fi mai restrânsă și se vor respecta condițiile de siguranță epidemiologică în vigoare, având grijă de sănătatea fiecărui participant. Astfel, vor lipsi programele cu specific gastronomic și marile concerte, dar nu vor lipsi tradiționalele evenimente teatrale Partium și Cinemateca Partium. Spectacolele vor avea loc în perioada 17-23 august, iar principalele locații din acest an vor fi Curtea Muzeului de Artă Satul Mare și Curtea Teatrului de Nord, care vor accepta un public cu număr limitat. Biletele pentru spectacolele teatrale din Curtea Teatrului de Nord se vor putea achiziționa de la Casa de Bilete a Teatrului, iar încasările din vânzarea biletelor vor fi folosite în scop caritativ. Pentru finanțarea tratamentului medical al unui angajat al Teatrului de Nord, la spectacolele din Curtea Muzeului de Artă, accesul se va face numai cu brățări speciale ce se vor putea solicita în mod gratuit. Tradiția continuă, deci, în ciuda condițiilor speciale și sperăm că peste un an, la cea de-a 20-a ediție a Zilelor Maghiare Partium, să vă putem oferi o sărbătoare mai variată și mai bogată în evenimente ca niciodată, în locațiile și în condițiile obișnuite. Transmit organizatorii care așteaptă cu drag pe doritori să participe la eveniment. Peste 300 de controle au efectuat angajații Inspectoratului Județean de Muncă Maramureș în perioada stării de urgență și de alertă. Conducerea instituției susține că au fost controlați toți angajatorii unde au existat suspiciuni cum că activitatea desfășurată de către aceștia nu este conform legii. Și în situația de urgență și în situația de alertă care a urmat de la începutul acestei crize, ITM a fost prezent permanent pe teren. Adevărat, în perioada situației de urgență cu un efectiv redus și cu atribuții mai reduse, dar permanent, cel puțin la sesizările cetățenilor și acolo unde situația a cerut-o, am fost de față. Mai mult, într-adevăr, după situația de urgență, ITM-ul a intensificat controlele și campaniile cu privire la verificarea situației și precedente și cea din timpul perioadei situației de urgență și cele legate de controlele, de campaniile obișnuite pe care le avem. Dovada este că numărul mare de controle, în ultimele două luni, aproximativ 300, fix 365 de angajatori au fost verificați de către ITM. Cele mai multe nereguli depistate s-au dovedit a fi legate de lipsa formalităților legale, respectiv munca la negru. O parte a angajatorilor au crezut că fiind stare de urgență sau de alertă, nu-i va verifica nimeni, însă s-au înșelat. Amenzile aplicate au fost în valoare de peste 600.000 de lei. Am descoperit că a crescut fenomenul muncii nedeclarate, munca la negru, așa cum se cunoaște. Amenzile pentru ultimele două luni au devenit aproape cât valoarea amenzilor pentru un an întreg, în anii trecuți, peste 600.000 de lei. Munca la negru, am descoperit numai aceste două luni aproximativ 30 de persoane la negru, valoarea peste aproximativ 480.000 de lei. Sigur, suntem prezenți permanent, așa cum și Ministerul a solicitat, dar și noi știți foarte bine că la orice solicitare, sesizare, ITM se prezintă și verifică acea situație. Avem și controle cu alte instituții ale statului în această perioadă pe verificarea măsurilor de prevenire împotriva pandemiei. Și sigur că cu orice problemă legată de salariați, de securitate, sănătate, muncă, probleme legate de raporturi juridice, ITM va răspunde foarte prompt și suntem în fiecare zi și în weekend
și trebuie să știe acest lucru cetățenii și angajatorii, suntem prezenți pe teren. Cum susțin reprezentanții ITM Maramureș, cuantumul amenzilor aplicate în aceste luni depășește suma care a fost dată pe perioada întregului an 2019. Specialiștii susțin că vor răspunde tuturor sesizărilor pe care le vor primi în această perioadă, chiar dacă numărul angajaților instituției s-a redus, având în vedere perioada stării de alertă privind răspândirea COVID-19. Organizația Salvați Copiii România atrage atenția că este nevoie de norme metodologice clare pentru ca toate școlile să permită reîntoarcerea elevilor în condiții de siguranță și non-discriminare. Totodată, organizația atenționează că 21% din școlile din România nu sunt pregătite să-și primească elevii înapoi la școală. Peste o treime dintre elevii din România învață în școli cu spații excedentare, iar aproape jumătate dintre elevii români, 47%, au avut acces limitat la educație online. Organizația solicită autorităților din domeniile educației și a sănătății să elaboreze un ghid comprehensiv care să ajute școlile să decidă asupra soluțiilor optime de începere a anului școlar în funcție de mai mulți factori, dincolo de contextul local al incidenței și transmiterii COVID-19, spațiile disponibile și gradul de aglomerație al școlii, distanța parcursă și modul în care elevii și cadrele didactice ajung la școală, condițiile igienice din unitățile de învățământ, etc. În absența unui astfel de ghid, declară Gabriel Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copii, deciziile privind modalitatea de începere a cursurilor riscă să fie una greșit fundamentată sau arbitrară și nu pot sprijini asigurarea unei educații de calitate pentru toți copiii, în funcție de circumstanțele individuale și de evoluția contextului pandemic. Salvați Copii solicită Ministerului Educației să facă publică situația unităților de învățământ în care funcționează formațiuni de studiu cu număr de elevi preșcolari mai mare decât maximum prevăzut de Legea Educației Naționale, să comunice soluțiile optime pentru începerea anului școlar în aceste unități de învățământ și să se supună dezbaterii publice un set de măsuri care să poată contribui la evitarea unor astfel de situații în viitor. Credincioșii ortodoxi ai municipiului Satu Mare au avut parte de o mare bucurie luni, când preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul lor. Luni, de la ora 18, preasfințitul părinte a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului în parohia Nașterea Maicii Domnului. La altar, preasfințitul părinte a slujit alături de un sobor de preoți din care au făcut parte Ioan Socolan, protopopul Sătmarului, și preoții parohiei, părintele Nastai Coriolan, părintele Fane Florian și părintele Sabo Pe. Suntem în cea de-a 10-a zi a postului, cel de 14 zile, de 2 săptămâni, închinată praznicului adormirii Maicii Domnului. În fiecare an, de la începutul lunii august până în ziua de 14, până în ajun praznicului adormirii Maicii Domnului, sunt rânduite de Sfânta Biserică două săptămâni de pregătire prin post, prin rugăciune și prin o participare mai frecventă la Sfintele Slujbe ale Bisericii, în special la această slujbă iubită de credincioși, mult folositoare și mângâietoare, închinată Maicii Domnului, adică slujba Paraclisului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Zic mult iubită de credincioși și mai ales de credincioase pentru multele suferințe, necazuri, boli și neputințe pe care le avem pe parcursul unei vieți, din când în când, ca încercare în fiecare familie. Nu există viață fără cruce. Nu există viață binecuvântată și mântuitoare fără să purtăm puțin din patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Iustin a vorbit despre importanța paraclisului închinat Maicii Domnului. Din partea parohiei, preasfințitul părinte a primit un buchet alb de flori și o icoană a Maicii Domnului. Credincioasele, multe credincioase, știu pe de rost paraclisul Maicii Domnului. Și eu, când eram copil și la mănăstire, săvârșindu-l foarte des, l-am știut pe de rost. Cu timpul mai uităm lucrurile care esențial. Rugăciunea este un lucru esențial, n-ar trebui să uităm rugăciunile care le-am învățat, dar vin peste noi alte
vremuri și alte valuri și alte probleme și atunci împuținăm partea esențială a vieții noastre care este, ar trebui să fie consacrată sufletului. Deci este cea mai apropiată de noi și noi avem încredere în ajutorul ei. De aceea, frumos, ne rugăm în timpul paraclisului și tot poporul, după ce clerul spune în altar, rostește acest poporul cântă, așa cântă la noi la catedrală și în majoritatea bisericilor. Tot poporul cântă prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, o rugăciune foarte puternică. Luni de la ora 18, preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului în parohia Adormirea Maicii Domnului din localitatea Racșa. După slujba paraclisului, preasfinția sa a efectuat o vizită pastoral-administrativă la cele două capele de cimitir care sunt în construcție, oferind o serie de îndrumări gospodărești. După barajul de la Zalău, echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și-a câștigat dreptul de a participa la campionatul Ligii a 3-a din România, campionat organizat de FRF. Drept urmare, după 2 ani și jumătate de la dispariția Olimpiei Satu Mare, echipă retrasă exclusă din Liga a 2-a, în februarie 2018, Satu Mare va avea din nou o echipă divizionară de fotbal care va evolua într-unul din campionatele organizate de Federația de Fotbal din România. Înființată în iunie 2018 ca secția CSM Satu Mare, echipa și-a fixat din start ca obiectiv promovarea în Liga 3. Obiectiv îndeplinit atât la finalul sezonului 2018-2019, cât și al sezonului actual. Doar că anul trecut conducerea clubului a ratat înscrierea în campionat. Câștigarea de 2 ori la rând a barajului de promovare ne arată că echipa are o anumită valoare, că jucătorii și antrenorii au muncit cu seriozitate. Totodată putem spune că și conducerea clubului a fost alături și a sprijinit echipa în drumul ei spre atingerea obiectivului. Așa că nu ne rămâne decât să-i felicităm pe jucători, antrenori și conducătorii clubului, să le urăm succes în noul sezon și să încercăm să ne fixăm obiective mai înalte, prin joc și rezultate, să readucă publicul spectator la stadion. Într-un interviu, directorul Vasile Fogel ne-a declarat că obiectivul pentru sezonul următor va fi o clasare în primele 6 locuri. De precizat faptul că 2 dintre actualii jucători, Daniel Oșan și Călin Vădan, au fost prezenți și la barajul din iunie 2011, când Olimpia Satu Mare a învins cu 6-0 pe Meseșul Trăznea și a promovat în Liga 3. După meciurile disputate duminică, s-au stabilit câștigătoarele celor 14 zone și echipe promovate direct în Liga 3. Acestea sunt Bradu Borca, Dante Botoșani, CSM Satu Mare, Progresul Șomcuta Mare, Unirea Ungheni, Corona Brașov, Progresul Ezeriș, Avântul Periam, Voința Budeasa, Petrolul Podcoava, ACSM Oltenița, Steaua București, Sportul Chișcani și Gloria Albești au promovat de pe primul loc din grupele lor. Cele 7 echipe care pot promova de pe locul 2 pentru a ocupa pozițiile vacante din Liga 3 vor fi anunțate de FRF. Banca Națională a României a cotat 1 euro la 4,83 de bani, cu 0,02% mai puțin față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4,10 bani, cu 0,23% mai puțin față de cotația de luni. Moneda maghiară a fost cotată la 1 leu și 40 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții, cerul va fi variabil, temporar cu norori, adrese și descărcări electrice, pe arii restrânse la munte, în sudul, centrul și nord-estul teritoriului. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 23 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață. În timpul zilei, vremea va fi călduroasă, pe arii relativ extinse, în regiunile vestice, sudice și centrale, iar în câmpia română, pe suprafețe mici, indicele temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, dar mai ales după amiaza și seara vor fi perioade cu unorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii și grindină. Local, în zona montană și submontană, în nord-est, sud-vest, în centru și izolat în sud și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial, iar punctiform se vor depăși cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 și
4 de grade. În județul Satu Mare, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare accentuate după amiaza și seara, când pe arii strânse se vor semna la verse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 32 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. În județul Maramureș, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare accentuate după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semna la averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. În județul Sălaj, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semna la averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 31 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade. În județul Cluj, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare accentuate după amiaza și seara, când local la munte și pe arii restrânse în rest se vor semna la averse. Descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade Celsius.